Prieteni. Bună dimineața! Bună dimineața! Prieteni, ne-am trezit de dimineață pentru că avem treabă. Vedeți cum ne trezim, că nu mai ziceți că dormim până la 12, că nu avem nicio grijă, că ne vin banii. Stăm în pas și ne vin banii de la YouTube. Și filmăm ca să vă arătăm, ca să nu mai dea alții comentarii că noi nu facem nimica. Și asta e o treabă. Este o grijă pe cam, nu e așa ușor să stai. Și mai ales să stai în București, că stai și te distrezi. Mergem la restaurant, de ce facem? Vă arătăm mai târziu că ce avem în coș, că mâncăm ce avem în coș, prieteni, nu mergem la restaurant tot timpul. Da, la pachet. Da, o să vă arătăm și coșul când oprim undeva, ce mâncăm noi. Că nu e așa, cum zic alt, că suntem fericiți și ne distrăm. Că dacă e la București, gata, numai te distrezi, te duci la restaurant și gata. E zăpăceală. Și eu îmi doresc cel mai mult să ajung acasă acum. Acasă sunt mai liniștit, îmi fac timpul, de aici e zăpăceală, mă doare capul deja de ieri. Umblăm pe aici, de ce să mai zicem? Umblăm că na, n-are cine să ducă niciunde. Dacă ei sunt în carantină izolați și nu mai ziceți că mințim, că de ce nu spun adevărul, că și eu sunt o mincinoasă, auzi, Aline. Da. Păi ce să vezi dacă sunt în carantină și nu mai spunem data când se judecă, s-a amânat, nu mai dăm deloc detalii, pentru că dacă eram eu, Doamne ferește, în problema asta, să zicem și așa, Doamne ferește, vă dădeam toate detaliile, dar nu prea mă bag eu în problema lor. Că ce sunt eu ca să vorbesc totul despre ei? N-am niciun drept. Ați văzut cum era la mine, vă spuneam tot. Mergem pe aici, unde mergem, Ali? Nu. Nu știu. Uite, pe asta de diversul mâncare. Poate eu... Mai bine azi să mergem, bicicleta. Mai bine îmi luăm un serviciu ăsta. Mergem să bag motorină. Nu avem combustibil. Nu mai e. Păi de unde să fie? Consumăm 1,5 milioane pe zi. Da. Și nu se ține apoi. Și mai zic că unii unde să duc banii, că ce facem? Că de ce n-ajungem acasă să luăm lemne? De ce nu facem treburile acasă? Nu mai ajung să fac treburile. Că de fapt când sunt probleme de ăștia cu procese, cu avocați, nu că mănânc avocați toți banii, că le dai cât vrei, dar nu ia cu forța de pe tine. Dar trebuie să te ajută, le dai, insiști să facă aia ce mai vin idei, ca să poți să scapi. Orice om e disperat în situația asta. Și faci orice ca să dai orice, ca să scapi, să fii liber din cauza asta la probleme. Nu mai dăm detalii multe de problemele astea care sunt, că nu am luat nimic, că oricum nu crede nimeni de ce este treaba. Da, prieteni, aia-i. Am vrut să plecăm de ieri acasă, dar nu am putut pentru că eram obosiți. Eram foarte obosită și copilul și n-am mai plecat cu el să ajung cu trenul noaptea târziu. Cu el pe drum, cu trenul. Ali nu poate să plece, prieteni, cu noi să le ducă cu mașina pentru că na. Trebuie să rămână la proces, el măcar să fie prezent pentru că procesul se amână din, a început ea din 3 în 3 zile. După iar 3 zile și tot așa, nu știu ce o face până la urmă, cum o fi finalul. Îmi dăm seama că nici noi nu știm ce se întâmplă. S-a mai amânat așa, le-a mai dat acum un termen de 3 zile, că tot din cauza avocaților, că nu se prezinte, că au COVID. COVID așa zicem noi, dar ăla Delta, cum zice, valul 4. E pe bune treaba asta, sunt... testele care arată adevărul și nu este minciună, nu minte nimeni. Și de aceea s-a amânat, acolo le-a dat un termen de 3 zile. Suntem la PECO, credin, așteptăm să alimenteze Alin. Vă dați seama că și Alin e zăpăcit, e zăpăceală. Multe, multe, îi sună telefonul mai rău ca la poștă. Nu e așa, cum zic alții, că e distracție, că e plin. E zăpăceală. E una când stai să te plimbi, să te duci la mall, să faci cumpărături, să n-ai niciun stres, să nu... Dar aici la noi, ca la babură, așa e la noi. Și acasă cam tot la fel. Gata? Este un bounty. Un bounty. Ia. Ia. Alex, vrei? Nu mai vreau cu apă. Ha? Vă dau am apă, nu mai vreau să vreau acolo, nu mai nimic. Nu. Vrei Mihela? El că nu pot să mă luăm. Am apă, nu mai vreau șoc, nu mai vreau nimic. Am mână, ia. Hai, lasă, la ce ia, da. Ce să iei?
Mamă, Alex. Bounty, nu vrei? Las că mă duc eu, hai. O mănânc. Ne mănânc. Îl ține un jumătate și nu se filmez. Te mănânci acolo, dar... Deci, prieteni, ne-am oprit aici să mâncăm. Am luat crembuști. Nuggets. Suntem aici cu domnul Bulibașă. Bulibașă ne-a dus la capot aici. Deci domnul Bulibașa ne-a invitat aici pe capotă, frumos, cum ne place nouă, că știți că nouă... Ne-a invitat medicul să mănânc numai așa ceva. Păi da, dar să știți că nicăieri nu mănânci, cum mănânci așa în aer liber. Mai avem o pungă, am luat prea mult. Păi Bulibașa mănâncă toate porțile așa de crembuși. Da. Mai ia mănânci. Mai ia mănânci. Păi... te rog, eu nu mâncă, mai lasă-mi și mie. Păi uite, David, ai 3 pungi de mâncare. Deci, David face cum facem noi țiganii, tot să fie. David, vezi că purile mănâncă pe toate. Dar noi mai avem. Asta e că mai mergem după aia să mai luăm și eu încă o pungă, că nu. Nu. Îți bune. Dar nu să puneți ketchup pe toate, trebuia numai muștar, mie îmi plăcea. Păi am luat 3 casolete cu uitele, pline cu muștar și restul cu ketchup, da. Au și ketchup. Nu e numai muștar simplu, mie îmi plăcea cu muștar. Dacă nu stați acolo să-l comandați cum vreți. Dar nu mai intai eu. Ketchupul ăsta e dulce și nu-mi place dulce. Prea, prea bun. Alea care sunt combinate cu muștar nu sunt așa dulce. Da, nu-i like. Prieteni, au exagerat cu bunătatea asta. Bunătatea asta, auzi, dacă... Au exagerat de prea bună. Dacă ducea la un restaurant, nu-i se părea că e bună așa. Dar nu ne dă voie să mâncăm înăuntru acolo, de ce? Chiar sunt bune astea, sunt proaspete, chiflele tot. COVID. De COVID și mâncăm afară pe mașină, trebuia să aduce și coșul. Da. Mâncă pulitoți toate crembușurile. Dați-mi prea bună. Prea bună. Deci ce place? Puli, te rog eu, nu mai fi mâncăcios. Bă, dacă se răcesc, da, mai mâncă, mâncă tot, Puli, uite și dacă tu. Rămân, mai avem încă 3 caserole. Nu mai am niciun gust după ce rămân. Dar Puli e mâncăcios. Știu că mai mâncă. Ia să te vedem pe tine. Dacă le mănânci pe toate, îți dau în mașină. David, și cum e Puli? Cum e Puli? Mâncăcios? David, du-ți-o hai papă. Mâncați-le, că după aia nu mai am niciun gust când vreau ce. Da, nu mai zic. Nu mai lucru avem. Le e de Puli și-a părut. Știu că am mai luat noi și ce rămâne le-am dus acasă, la pide. Sunt bune doar calde. Și nu le-am mai mâncat, s-au făcut cauciuc, s-au întărit. Păi nu sunt bune decât atunci când sunt calde. Am luat, stai cum mai am. Au, Fabe, Alex. Deci uitați, prieteni. Vă duc cu Alina, ți-a bunătăți când aduceți. Da, de ce? Nu le plăcim. Mi-a la ce? Da, bunică, da, bunică. David! Trebuie să aducem coșul, să mănâncă Marita salată. Am niște frigă, am bine, aduc. Lasă-mi să mâncăm salamul fiecare zi. Lasă-mi să aduc și avem coșul acolo. Avem un cașcaval. Ce mai e un coș? Da. Și cum e? Că nu merge cu bateria, dracu, iar. Și cum ce-ți va pur bagajul? Cu cheia. Cu cheia. Cu cheia. Da. Acolo. Trebuie hot dog. Pune pauză. Și el mănâncă crembuși. Ai zis că nu mai e gând ca o aruncare în sală. Deci uita și ne-a adus aici. Copilul tău ce ai adus tu de la Straia, uite, mănâncă... I-am aruncat pe ăla. Am burjii, acum 10 mătuși, noi am burjii. Uite ce avem. Bun, cârnați. Uite, mănâncă... A, uite ce avem aici. Ardei. Uite, nici nu le-am desfăcut. Ia, avem furculiță, am luat cât un bax. Avem și o sală, avem și patio, dacă vrei de porc. Și asta salată de bef. Nu știu de ce. Mamă, că a zis că da. Unde e gâsca și cu pastrama de oaie? Le-am aruncat. Nu le-am mâncat, toate le-am aruncat. Vezi că Puli cam... Le-am aruncat, să nu le mai ținem în David, hai să mănânci. Să mașina toată. Bine, le-am aruncat. Uite, dacă vezi patiu de porc. Că mâine vreau să sucă pe aici. Ha? Că mâine vreau să sucă pe aici. Că unde mai pun aceea? Cade. Hai mai aici, ți-a lăsat cu apă, acum mâncăm și mergem după aia la suc. Apă.
De acolo la COVID. Ia luați de asta salată, hai. Hai să desfacem. Am adus și tu tradițional, să nu-i mai dăm olil. Am adus, dar le-am aruncat. Le-am aruncat că nu mai ține la mea. Mai are două luni până taie porci și atunci ai aduci. Da. Atunci să satură. I-a adus semnați de acasă, rânză. Uite ce sunt ăștia. Întorc și ne ghești acum. Așa, David, papă, bravo. Mamă, mi-a zis că ai făcut tu acasă. Nu le-am făcut. Am aruncat și am avut în mașină. Nu mai ne puteam am văzut seara. Pe tren, nu mai puteam de prostă. O să mirosa pe astreama și gâsc aia ceva, o pui. Ce s-a întâmplat? Da, dar îți mănâncă și el o ceapă. Bravo, bravo. Uitați bine în mașină, o ceapă. Păi Bulibașa are peste tot ce-i trebuie. Are provizii. Bun. Lasă că e bine, așa trebuie să avem de toate după noi. Dar caută domnul Daniel Mazanu să le elimine. Da, m-a auzit că domnul Bulibașă este hărțuit de domnul Mazalu. Da. Hai, bun caz, că ce mai facem cu el, băia? Și doamna Ileana Deaconu. Da. Ia ceapă, ia. Sunt în brigadă. Ia auzi, Bill, te caută doamna Ileana Deaconu. Și domnul Mazalu. Domnul Mazalu te atacă. Mă, nu mai am mâncat 10 ori, dar nu mai pot. Ia de miele. Nu pot. Am e al treilea, nu mai pot. David, dai să papi. Dați-vă că sunt mașini, Alex, dă-te. Acum mâncat. Ia bine, foarte iute. Mănâncă și tu de asta cu el, prietenul. Ia și mănâncă, David. Salată de asta. Nu pot, mă, salată sau nu? Te cred. Facem acolo. Alea îl dăm acolo. Salată la hotel acolo. Pune-mi așa acolo. Iar de unde ar de unde? Iar de unde ar de unde? Ceapă ca culină are nimeni. E bună? Voi ați făcut-o, voi? Da. La voi din grădină, cred că de-aia am mâncat, Alex. E specială. E bună. Da, și o ceapă. E crescută lei. O mai avem ăsta cu ceapă, de ăsta avem ceapă. Vezi că mergi la puli, de acum ce-i cu ceapă. Mă, nu mă legă și el ceapă de la puli. Dar nu poate iute. Bă, de acum mergi acasă la puli în fiecare zi și ți-ai cu o ceapă. Da. Să avea ceapă de-aia roșie. Ce avea lume, ce avea? Dar nu vine. Leonardo mai vine, mai pleacă așa. Dacă nu știu unde stai. Cum, ne-ai fost cu mine? Și le întrebai pe Iacob dacă nu știe pe Spider-Man. Și Iacob avea 3 luni. Da. Ai uitat? Ia de Spider-Man. Nu știe cine sparte din Iacob. Nu-i venea să crede. E bună mâncarea pe... Cum să nu știe pe Spider-Man? E cea mai bună așa. Dă-te mamă. Mă mâncați acum, că după aia cine știe că mai mâncam. Alex, uite ce ți-a adus Bulibașa, hai. Ia uite. Cu ceapă, cu mese. Cu ceapă, ia. Hai, ia să vezi cum e, ia. Nu pot din aia. De ce? E cotoi de pui, hai. De ce? Nu poate să le combina, ori. Nu poate să combina o dogheta cu ceapa, ori. Era mâncat ceapă. Nici o serios. Nici eu nu pot amestecat. Nu mânca prin burta atât de mult. David. Eu n-am nici țigări, nici cartelă, nici nimic. Cum e pune în burta aceasta? Vedem. Da. El mereu se ceartă cu Bulibașa, au tot timpul cât un conflict. Și de-am îngucat o giroară de mâine. Bună, mă, eu mușarea de zile. Bulibașa, mă, nu mai repede. Da. Ești tu ca ștavalul care ai tot. Păi reclamă proastă, nu cătă, că a zis telefonul. Pune cătă. Da. Mi-am dat cătă, lui cătă, i-am dat telefonul la curtea de apel, în alta curte și mi-a strigat telefonul. Cătă lui oficiala? Da, l-a dat să-l repare și a mâncat telefonul. Uitați uitați-mă că am venit dimineață! Uitați-mă că am venit dimineață! Da, așa lăsăm.
Alex vrea să nu mai vrea să stea cu noi. Ce ne facem? Hai, mănâncă și tu. S-a supărat că au zis prietenii că a părăsit școala. Bă, dar n-am fost în stare să mâncăm 30 de hot dog. 30? Bă, dacă nu are... Tu cum să nu... 20. David, dă-mi mine. Uite pe David, ce frumos. Nu fură să-mi pară. David, ăsta e singur. Cum să mănânci? Are și el cuțit de plastic. Nu trebuie să mănânci. Nu băga în guriță, bebeluș. Nu te scurăța încă. Lasă-te în capot. Vrea fără coajă. Lasă-te în capot, Aline. Vrei fără coajă? Da, vrea fără coajă. Mi-a bulibașa mănâncă. Uite, s-am lăsat toată caserola asta, am zis bulibașa. Și încă una sigilată. Gata, că destul. Băiatul ăsta are foame, mai târziu și tu ce faci? Mai e doar. Mai mănâncă, ia. Ale, vrei pară? Uite, pară, pară. Uite, David, îți spun aici așa. De ce nu pot? Că pulile mănâncă pe toate. Lasă-o pe aia, mușcă din alt capăt. Ce bun. Ale nu e cu fructele. Apa, mâncat. N-are nimic, bine că am mâncat. Și carne, acum mâncăm fructe. Lasă, fim sănătoși, nu mai contează cum ne mâncăm. Aveam picioare. Deci, prieteni, vă invităm la un portbagaj ca al nostru, să vedeți și voi o capotă, de fapt, să vedeți ce înseamnă mâncare adevărată, nu la restaurant. Parcă la restaurant mâncăm așa, pe fugă, mai relaxat-o-mă așa. Mai relaxat-o-mă așa? Da. Îți place așa? Da. Dar de pianine se iau și-aură. Avem o salată de ardeco. Chiar e bună. Dar voi de ce n-am mâncat din ea? Păi n-am mâncat cremul ăștia și nu am mâncat. De unde tai, David? Auzi cât de pușul noi apă. Mergem, trebuie să luăm dinăuntru, Alex. Dar ca să avea rubinetul aici lângă mine. Da, da, da. Avem un mașină, Alex. Mergem acum și luăm. Stai că mergem la mașină acum. David s-a dat pe pere acum. E bună? Eu am suc de pere. Îți iau și un suc de pere. Noi mâncăm și acum mâncăm fructe. Da, mâncăm și ceva mai sănătos. Da. Oare care a făcut pungri? Vima în răscovi, cam ce? Nu vrea să le pungri, am știut ceva. Nu am mâncat pâine, păi... Păi că ai mușchiul, nu e în pâine. Am mâncat înainte. Păi, e slab. Pe urât de culină. Hai mă, cu alea, culină. Dacă așa e slab, ce galben la față, uite ce pali e. Nu știu de ce e aici. Na. Uite, e jos, mi-a crescut ceva și mă doare, că nu știu. Ia bebelușul meu. Nu, te-ai zgâriat, dar n-ai nimic. Deci acum, prieteni, strângem masa. Lasă și ceapa, că e bună. Lasă că punem pungă deasupra, adică. Punem și cotoiul. Pune la tine în mașină, gata, pune și la tine. Da, pune și la tine, pune și când n-am. Le împărțim ca să vedem, ne vine foame pe tine. Mai oprim și mai mâncăm. E mai bine când avem acolo decât să mergem să cumpărăm. Am văzut că e de greu să ajung la un market. Sau să comand, vine de comandă, mai bine mâncăm. Sunt bine! Pune și asta. Punem iar la coș? Tot ok! Tot ok! Asta! N-aveți voi acolo, că acolo e parcare, da? Am pus dat timpul tot doar. E mașină? Mama! Îmi trece! Cum să nu? Dar nu-i dezgria, David. Mi-a zis ce e cartelul la mine. Alex! Să aruncăm. Punem așa? Da. Hai, așa. Mai mâncăm. Hai să ne punem și pateul ăsta, dar l-am desfăcut. Acum ce să mai punem pe el?
punem la Bulibașa. Da, da, da. Ia. Bulibașa n-are dinți, n-are măsele și ia, e din așa. Hei, ce frumiți. Bă, mai sunt și hodul de aici. Bă, n-ai pâine, ai pâine. Ai pâine la hodul. Da. De acolo. Hai, 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 hai. Nu am mai mult decât blocul de peșerii din cel de mică extră, peșeriu, peșeriu. Asta, tot de la cred. Asta e mâncarea, avem și dulciuri, avem și fructe. Tot ce vreți. Adică tot ce vreau. Uite, și trambulină. Da. Aline, curățăm masa acum. Deci, prieteni, acum curățăm masa. Dacă vrei tu. Bine că avem. Dă mâna, da. Dă mâna, David. Da, unde facem grătarul aia? Cărbunde, ne oprim și facem focul. Omul ăsta de cărbun. Marina, da. Să mă cânt ceva. David, uite aici că Viana că Marle mâncă bulibașa. Cânt? Vreau să mă cânt ceva. Vine un parfumul la conduleț. Vai, vai, vai. A văzut o reclamă la șervețele umede. Să le vezi pe mama, să vezi pe Iacob, așa i-a pus Maria. Da? Pe Facebook. Ce faci acum? Unde căldură, căldură. Mergi cu mult să mergi o cafe și să mai are rea din cliente. Ok! Dă mâna, să ne învățăm. Da, mergi cu voi, să go. Am mâncat. Acum ce trebuie, o cafea? Să stăm un pic așa, relaxați la soare. Iar zic, iar fumăm, auzi, că iar avem cafele, auzi, de alea avem bani, auzi. Păi ce să facem? Și dacă murim, ce luăm cu noi? Fără așa nu se poate. Dar dacă murim, luăm ceva cu noi? Păi așa e. Hai să mergem tot cu coșul. Hai. Asta e la plasa voastră. Da, da, lor. Deci, prieteni, traversăm. Păi nu închide filmarea. Păi nu închide, nu. Filmăm mult. Nu închidem, stai să traversăm acum. Și mergem să bem o cafea, nu închidem. Continuăm filmarea. Ce mai băgăm și mai găsim ceva, mai punem în coș. I-am luat coșul de acasă, dar cel mai sigur, în plasă, nu stau bine. Da, pe altceva cu coșul, ia stai, mami. Când am pus și mâncarea, asta bine. Hai, da, dă mâna. Hai, dă mâna la Anca. Hai. Haide. Tu nu dai mâna cu țiganii? Nu, el vrea la măsta, stă toată ziua după mami el. Trebuia să iei prietul. Hai că venim, prieteni, vă mai arătăm și noi pe aici ce mai e și după aia încheiem, mai revenim cu altceva. Da, prieteni, vă pupăm. Deci gata, prieteni, ne-am așezat și noi în sfârșit la o masă. Și așteptăm un mușu. O mă dădă-ți cafea. Cafele, sucuri. Nu ca să ne mai iurăm, că ne-am luat sumă deja. Da. Ne-am oloșit. Iar zice că suntem obosiți, iar zice, prieteni, că ne mai uităm. Auzi, mi se închide ochii. Vin fiert merge pe vremea asta. Vin fiert. Mai este să desfac? N-are aceea țuică fiertă. Țuică fiertă? Acum fiertă, a venit iarna. Păi la iarna să bea țuică fiertă. Acum nu poți să bea. Uite, vă luai cafea aici, eu și eu, sare ori zahăr. Deci a venit cafea. La țigan, de ce să bea iarna țuică? Țuică, păi ca să ne încălzească. Ca să ne încălzim. Păi atunci și românii bea țuică. Și vin fiert, nu știi că ai băut și tu. I-am dat și lui să vin fiert cu piper. Da, vi se mâncă. Acum am dat seama. Nu mănânc piper, să știți. De ce? Auzi? Mi-am dat seama. Dacă bagă în cărnaș. Mi-am dat seama de ce mi se închid ochii, că mi-am dat cu șampun în loc și acum s-a uscat. Mie nu-mi place să mănânc. E rece apa și e rece. L-am tuns. Zi acolo. Poți să-ți cala ca să-l puri pe la mobilim, dar să cavele, să-l cadela. Să iei. Ce-i genul, băi? Ce-i genul? Alin, toate cafele le-am luat cu lapte. Cu furibuni? Toate cu lapte, da. Păi stai să-ți mai dau bani, să mai iei. Păi nu, mai iei. Dacă mai vrei. Păi eu nu vreau. Păi luai 4 cafele. Eu nu mai vreau, să mai luați voi dacă vrei. Nu mai lua, că e prea multă. E prea multă cafea, gata. Vreau să vă cânt ceva. A văzut David o reclamă la Pampers, la Dalea cu șervețele umede și atât de râde de reclama aia într-un altul. Păi cum există o reclamă da. Cu versurile astea? Da. Nu cred. Ba da, să-ți o arăt eu până când intru în părculeț, parfuma la funguleț. Da, toate fetele întreabă cine e bebele de treabă. Mi-a plăcut și mie reclama aia, e tare. Da, hai.
ieri am văzut la televizor. De când nu la televizor? Dar nici eu, am apucat așa că s-a uitat el. Nu, pe telefon, ne uită toată ziua pe YouTube. Nu, chiar nu beau, beau suc. Se o spui lui Leonardo acasă. Da, o spui, dai să scriu versurile, dar am unde. Îi trimite o reclamă lui Lumina. Și o să cântă și el după aia tot la fel. Da. Prieteni, cam atâta. Facem încheiere aici. Deci noi cafea, o credem, poate fumăm și noi fumăm să mai stăm cu țigarea. Da. Noi vă mulțumim mult de tot și vă dorim o zi plăcută, prieteni, pa, pa, și vă mulțumim mult de tot. Pa, pa. Vă pupăm, prieteni, la revedere.